de dimineață, te ajută să scapi de greață și-ți crește moralul să poți suporta. Bună dimineața, bună dimineața, bună dimineața, oameni buni! Astăzi avem fix data de 13, zi cu ghinion sau cu noroc pentru nemțeni. Oameni buni, astăzi tema emisiunii o reprezintă impotența. Deci și vorbim despre impotența politică. Adică băieții ăștia vers ca bradu, zdraveni așa, au o problemă. Au o problemă care ține de funcționarea aparatului de partid și aparatului administrativ atunci când vine momentul important și trebuie să-și folosească putirința pentru a face ceva. Dacă mai țineți minte, pe undeva prin toamnă am avut alegeri locale. De atunci au trecut câteva luni bune și noi, în județul Neamț, în țara lui Creangă, parcă așa, Creangă Land, dacă nu mă înșel, așa aveam niște planuri să facem Creangă Land, în țara în care numele de Bulai a cotropit parlamentul din Neamț, avem un Bulai și bărbat și un Bulai și femeie, unul de la USR și unul de la PSD, în care liberalii ne-au promis prin gura întregului guvern venit, uite, mulți miniștri au stat exact pe locul ăsta aici și ne-au spus câtă lapte, câtă miere va curge în Neamț. Ei bine, în acest județ, impotența s-a manifestat prin faptul că nu avem nici în acest moment echipă administrativă la Consiliul Județean, ca să nu mai vorbim despre perla Moldovei, perla perlelor administrației locale, Piatra Neamț, care stă șchioapă cu un primar și un viceprimar și fără al doilea viceprimar. De ce? Pentru că acești băieți veseli, verzi și potenți altfel, din punct de vedere al relațiilor, al finanțelor, al vieții personale, probabil, în viața politică și administrativă, vedeți ca fi flașci. Deci, asta e. Haideți să vă spunem despre ce a fost vorba ieri în ședința prea frumosului Consiliu Județean, în care trebuiau să aleagă vicepreședinții Consiliului. O să spuneți, bun, s-a spus totul. Da, probabil că da. Dar nu s-a spus totul așa cum ar trebui să se spună. Că acești băieți, de fapt, n-au nicio treabă cu binele județului. Fiecare clamează în dreptul lui că vrea binele județului. Noi vom face, noi vrem să continuăm, noi vrem să facem curățenie, noi vrem să dăm cu lustru, noi vrem să dăm cu poliș. Fiecare cu ce vrea, dar de fapt nu asta interesează, interesează să-și consolideze puterea. Și ce am avut noi ieri, așa ca să ne simtem bine? Am avut o bucată de ședință convocată la nivel extraordinar de către Alianța, eu am pus întotdeauna ghilimele la Alianța asta și din momentul în care a fost anunțat am întrebat cât de singur sunt că ea va funcționa, mi s-au dat niște răspunsuri atât de încrezătoare, încât, sincer, la un moment dat am crezut că eu nu mai am întregile facultăți mentale la mine. Dar, mă rog, s-a dovedit că în timp am avut dreptate. Deci, PNL, USR, teoretic, Pro-România și PMP au convocat ședința să-și aleagă vicepreședinți. Totul bine și frumos, s-au făcut planuri, s-a făcut și un regulament care să fie împotriva regulamentului promovat de către cei de la Consiliul Județean, adică doamna Soroceanu, fac totul în materie de, să-i spunem, legislație în Consiliul Local. Și au zis, gata, mergem, schimbăm regulamentul, noi o să hotărâm unde stă pe scaun doamna Soroceanu,
unde o să stea Arsene, unde o să stăm noi, cine fotografiază votul, cine nu-l fotografiază, etc. Ei bine, ce n-au știut cei care au pregătit scenariul, e că înainte, sau au știut, dar n-au băgat de seamă, sau n-au vrut să dea importanță, a fost că înainte au fost negocieri. Negocieri multe, 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 pe persoană fizică, pe grupuri, pe grupulețe, pe funcții de viceprimar, pe funcții de în consilii de administrație, peste tot pe unde se putea, au fost negocieri. Iar Boieru a promis că doar nu promitea, pe el îl interesa să aibă majoritatea. Având majoritatea, după aceea putea să facă ce vroia el. Putea să facă ce vroia el, în rest nu-l mai interesa. Iar negocierile, cum spuneam, s-au purtat în primul rând individual, după aceea pe partid. S-a profitat de ce? Ca să fie lucrurile clare. S-a profitat de faptul că în PMP, în Pro-România, e dihonie mare. Mulți n-au vrut și a fost întreținut acest conflict ca Alin Lehăduș să ajungă viceprimar. Unii au spus, dom'le, dar noi n-am știut de ce, nu ni s-a spus și nouă, că noi am dus acest partid pe cele mai înalte culmi de civilizație și progres. În realitate, partidul a fost organizat, știm foarte bine, de un om, după aceea ce s-a întâmplat acolo e altă poveste. Bun, băieții ăștia s-au supărat, au negociat, și li s-a promis. De aceea, când a început ședința, cel puțin doi din Pro-România, dacă nu toți trei, au votat pentru regulamentul lui Arsene et Soroceanu, nu pentru regulamentul PNL. Și toată lumea și-a dat seama, bă, e groasă, e groasă. Așa că asta a fost și au zis, gata, ce facem ca să putem schimba lucrurile. Dar să ne întoarcem la negocieri. A mai fost o negociere care s-a bazat pe scandalurile din PMP. Acolo se știe. Domnul, fost viceprimar Gavrilescu, a cam pierdut frâiele. Și nu mai putea el să impună niște voturi. Domnul Chitic, pe care domnul Gavrilescu l-a luat, l-a adus, l-a pus în frunte, l-a pus să candideze, așa, domnul Chitic, de fapt, nu prea mai avea treabă cu partidul, ci doar cu niște oameni din partid care l-au sprijinit. Și el și-a văzut de drumul său, care încet, încet, începe să fie bătătorit foarte social-democrat, sau, să-i spunem altfel, bătătorit spre Ionel Arsene. Lucru care s-a văzut și în ședință. Deci, domnul Gavrilescu a primit o vizită incognito. Și așa s-au întâlnit la o masă un fost viceprimar, un fost primar și un fost prefect, care au început să discute, ca să vă dăm și o cheie așa, ca să înțelege cine-i fostul primar și fostul prefect, vă spunem doar atât că fostul prefect era la un moment dat trezorierul fostului primar. Și cam atât. Acolo s-au încercat, băi, cum facem, cum de asta să nu ia Arsene, să nu facă sau să ia Arsene, că cine mai știe. Dar ideea este că s-a discutat. S-a ajuns la vot. S-a votat regulamentul, toată lumea și-a dat seama, Arsene are 20 de voturi, gata, vicepreședinții sunt al lui Arsene. S-a luat o pauză. În pauza respectivă, doi din majoritatea lui Arsene s-au evaporat. Domnul Laurențiu Dulamă și cu domnul Vacariu. Doi băieți care, teoretic, sunt pe lista cu care a venit PSD-ul și împreună cu acest partid minuscul PPUSL, parcă, al lui Voiculescu, ca să fie foarte clară treaba, și
Ăștia s-au evaporat. De ce? Păi cum de ce? Pentru că înainte de alegeri, domnul Arsene și-a chemat foștii vicepreședinți, domnul Asaftei și domnul Dulamă, și le-a spus: băi băieți, dacă mergeți cu mine în continuare, veți rămâne vicepreședinți. Dacă, Doamne Fenu, pot pentru amândoi, unul din voi va ajunge city manager. Între timp, country manager, mă scuzați. Între timp, postul de country manager este ocupat de la Bacău. Bacău ne exportă acum nouă valoarea. Și vine Bacău și ocupă un domn, că mai știu cum îl cheamă, Broșoveanu, Moldoveanu, ceva de genul ăsta. Deci un post e ocupat. Celălalt post, ca să aibă voturile PMP-ului, domnul Arsene trebuie să-i dea lui domnul Chitic și convine. Iar celălalt post e al lui domnul al Asaftei. De aceea domnul Amedeo Dulamă și celălalt coleg au plecat. Așa că au rămas 18. În momentul acela s-a pus problema. Domne, avem 18 de ajuns, hai să facem votul. Numai că și cei care au ieșit din sală știau sigur că unul din voturi va fi anulat. Sau, mă rog, aproape sigur. Cât mai poți fi sigur cu băieții ăștia. S-a întâmplat să fie anulat, așa că domnul Arsene s-a văzut cu majoritate, dar fără vicepreședință. Iar cei de la USR și PNL sunt în acest moment în căutarea soluțiilor miraculoase pentru obținerea majorității. Astea au fost faptele de acolo și câteva bârfulețe. Ei bine, ce putem constata? Că aici stau, de fapt, diferențele. Terenul de joc a fost ocupat de Arsene și oamenii lui, cărora li s-a lăsat libertate deplină de acțiune. Arsene a fost la fața locului, a vorbit pe telefon cu domnul Neacșu, prietenul său vechi din PSD, omul cu care a colaborat, omul care, mă rog, și care acum este în Pro-România, unde putea să fie un PSD-ist reformator decât în Pro-România. Deci a vorbit cu domnul Neacșu. Este greu de crezut că domnul Neacșu a luat vreo hotărâre fără să discute cu Victor Ponta. Numai că Victor Ponta și-a lăsat deoparte, ca să spunem așa, prietenia lui cu Liviu Harbuz. Și s-a făcut că nu există și lucrurile au mers așa. Deci Arsene a avut terenul la dispoziție. Pe de altă parte, ceilalți șefi de partide din acea zisă coaliție progresistă din Neamț, adică, să-i luăm pe rând, Mugur Cosmanciuc, ziceți, Iulian Bulai, domnul Gavrilescu, dacă mai fi șef la PMP sau nu, și-a depus mandatul, nu se știe exact, PMP-ul nu mai vrea viceprimar, ci că îl vor pe domnul Sauciuc. O întreagă nebunie. Sau domnul Liviu Harbuz, niciunul dintre șefii de partide nu a venit să joace pe teren. Și-au lăsat locțiitorii, în care au avut încredere sau nu, nu mai contează. Cert este că locțiitorii nu erau încălziți suficient ca să facă față jocului lui Arsene și probabil că nu aveau nici pregătirea logistică necesară ca să poată să joace, știți, în meciul ăsta. N-aveau ghete potrivite pentru timpul ăsta, n-aveau echipamentul cu buzunare sau fără, n-aveau tot ce le trebuia. Probabil n-aveau măști pentru ca să joace cum trebuie. Și acești domni au lăsat, ca să spunem așa, la mâna lui Arsene cum să facă cărțile. Și când lași la mâna unui jucător cum să facă cărțile,
e normal ca jucătorul să se desfășoare. N-am văzut în sală nici pe domnul Andrei Carabelea, care ar fi trebuit să fie direct interesat ca la nivelul coaliției să pună vicepreședinții, pentru că atunci ar fi avut și el al doilea viceprimar. Așa mai stăm și mai așteptăm. Cam așa stau lucrurile. Și acum să vedem. De ce oare doamna Ciubotaru Mădălina ar fi votat cu PSD-ul? Dacă ne aducem aminte bine, doamna Ciubotaru Mădălina a fost consilier județean PSD. Mai mult decât atâta. Conștiincioasă, vota, n-avea niciun fel de problemă. Până când s-a format Pro-România. Și atunci am trozit și a dat demisia în ședință, l-a lăsat pe Arsene, ca să spunem așa, cu poalele ridicate. Și a plecat. Doamna Mădălina Ciubotaru are un tată care a fost primar la Rosnov și de ani. Mai țin minte cât, dar oricum mulți. A fost și viceprimar înainte și pe urmă primar. Care acum a pierdut puțin alegerile în Rosnov, dar totuși și-ar fi dorit să ajungă măcar viceprimar. Ei, s-au făcut negocieri pentru așa ceva. Cum se fac negocieri? Da, se fac negocieri pentru așa ceva. Și la negocierile alea ținute între PNL-USR Pro-România, PNL-ul ar fi trebuit să voteze cu Pro-România ca să-l pună pe Ciubotaru viceprimar. Cei de la Rostov n-au vrut, din motivele știute de ei. Și au zis ei cum îl prind pe domnul Ciubotaru, cum rezolvă probleme din trecut, multe și mărunte, ca să poată să își satisfacă dorința de răzbunare, orgoliu și alte lucruri. În fața acestui pericol de a fi maltratat administrativ, domnul Ciubotaru probabil că și-a revizuit puțin părerile vis-a-vis de PSD prin doamna Mădălina și în felul acesta s-a ajuns la această punte comună de discuții. Punte comună de discuții care are în spate, să spunem așa, și o altă bază, chiar financiară. Doamna Mădălina Ciubotaru, se știe, a fost la un moment dat administrator al unei societăți a Consiliului Județean, care administra o bază, sau mă rog, o bază de tratament cu ghilimele dumneavoastră, de rigoare la tratament, că acolo se făceau doar chefuri în restaurant, petreceri, adică la Negulești. Și că în urma unor controle și alte chestii ar fi niște bani de restituit. Nu mulți, dar oricum, sunt mai frumușică chiar și pentru un consilier județean care a părăsit PSD-ul și acum negociază cu el. Cam așa stau lucrurile. Ah, să vă mai spun una. După ședință, și eu aș fi făcut la fel dacă era, s-au gândit unii să facă o ședință de îndată. Dar pentru asta mai aveau nevoie de un consilier. Adică să mai aducă unul, că nu se puteau baza pe domnul Chiței, se pare, așa spune lumea, care ar fi votat, care n-ar fi votat, adică ar fi anulat votul. Și atunci s-au gândit așa, au făcut un, cum se cheamă, brainstorm, da? Uite acolo, adunai, ei, cum facem să-l aducem pe unul? Eu îl știu pe unul, zice. Un tip care n-avea ce căuta la discuții, probabil, dar el fiind zelos așa de felul lui, a zis, eu îl știu pe unul, l-aduc eu, că am jucat cu el barbut pe vremuri. Sau alba neagră. Sau, mă rog, alte jocuri, cu minge, fără minge. Și băiatul acela și-a luat mașina personală, s-a dus acasă la om și a început, bă, bine, bă, să facem, să deci, că o să vezi tu ce bine o să fie. Că o să... A fost tratat cu refuz atunci. Probabil că negocierea trebuia făcută la grup. Nu v-aș fi spus lucrurile astea dacă respectivul personaj n-ar fi fost, ca să spunem așa,
un om profund atașat de idealurile din Consiliul Județean Neamț, varianta social-democrată, chiar dacă el nu este nici consilier, nici angajat al Consiliului Județean, cu atât mai mult n-ar fi avut voie să implice, ci doar un amploiat pe la o subordonată a Consiliului Județean. Da, despre toate acestea, cu alte ocazii, ne oprim aici și spunem avem aleși impotenți care ar avea nevoie de un pic de Viagra, un pic mai multă. Un pic mai multă și mai au nevoie de altceva. Să pună mâna, să citească legile, să-și țină promisiunile, să-și... Atât. Ne oprim aici. La revedere.